Binecuvântat și onorat să fie Dumnezeu în dimineața aceasta. E adevărat, frații mei, că mă pregătesc pentru plecare și, în scurte cuvinte, vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce face El și vreau să dau citire din Sfânta Scriptură câteva cuvinte, după care voi căuta să-L laud pe Domnul cu o cântare și mă despart de dumneavoastră aici și pentru că trebuie să mă întâlnesc cu fratele Ghiță la ora 11 și drumul meu e un picuț mai lung de unde sunt eu până la el vreo 70 de kilometri și vreau să nu ezit lucrarea aceasta pentru că e lucrarea lui Dumnezeu și o facem ca pentru Domnul și Domnul să ne ajute în lucrarea aceasta, pentru că știți ce Amin. vreau să spun. Așa cum spunea fratele Ghiță dimineața, toți cei care sunt sădiți în casa Domnului aduc roade chiar și la bătrânețe, lăudați să fie Dumnezeu. Și am vrea ca în dimineața aceasta Dumnezeu să-și facă numele de slavă și pe Amin. grupul acesta către Rai să ne bucurăm pentru că acum, frații mei, acum mai este vreme, nu se știe. E posibil ca să vină prigoana, e posibil să plecăm de aici, să fim răpiți de la Domnul, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Asta nu mai contează. Noi, dacă suntem în brațul lui Dumnezeu, El știe ce să facă cu noi. Și vreau să dau citire din Sfânta Scriptură, câteva cuvinte prin care să laud pe Domnul cu o cântare și spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Roada Duhului. Galateni, capitolul 5, cu versetul 20. Spune așa. Versetul 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftilor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții, pismuindu-ne unii pe alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta cu roada Duhului Sfânt și vreau ca în bunătatea lui Dumnezeu să laud pe Domnul cu o cântare. Cântarea se intitulează Să nu te temi. Doamne, ajută-ne să nu ne temem absolut de nimic, să ne temem, Doamne, să păcătuim înaintea Ta. Lucrul acesta ne ajute Dumnezeu să ne fie teamă atunci când vine vrăjmașul cu ispitele lui, atunci să ne împotrivim lui tare în credință și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Să nu te temi când vezi în jur a răului oștin, căci nu te pierde Dumnezeu o clipă din priviri. Deschide ochii larg și vezi că sunt de partea ta mai mult decât acei ce vor viața să te-o ia. Nu-i nicio încercare jos, ai sub soare mai presus decât puterea ta. Tatăl îți trimite când treci prin ispite noi, puterii din cer să poți răbda. Nu-i nicio încercare jos, ai sub soare mai presus decât puterea ta. Tatăl îți trimite când treci prin ispite noi, puterii din cer să poți răbda. Să nu te temi când treci prin ceasul vieții cel mai greu și nu uita că nu ești rob, ești fiu de Dumnezeu. Când lei groapa larg deschisă, așteaptă în pometat, tu să nu uiți că lei au fost de Dumnezeu creat. Nu-i nicio încercare jos, ai sub soare mai presus decât puterea ta. Tatăl îți trimite când treci prin ispite noi, puterii din cer să poți răbda.
Nu-i nicio încercare jos, ai sub soare, mai presus decât puterea ta. Tatăl îți trimite când treci prin ispite, noi puterii din cer să poți răbda. Să nu te temi când te amenință apele adânci și învață în toate credincios să poți păși pe stânci. Căci prin credință în Dumnezeu acel neprihănit va fi biruitor în luptă până la sfârșit. Nu-i nicio încercare jos, ai sub soare mai presus decât puterea ta. Tatăl îți trimite când treci prin ispite, noi puteri să poți răbda. Nu-i nicio încercare jos, ai sub soare mai presus decât puterea ta. Tatăl îți trimite când treci prin ispite, noi puteri din cer să poți răbda. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin.